Mai fac o filmare astăzi, 5 ianuarie. Văd că totuși a început mai binișor să zboare. Ia uitați-vă aici, pe partea cu umbră. Uite, și sus. Așa, și pe partea asta. Și aș deschide și un stup. Ia. Zboară acceptabil. Adevărul că nici n-au la ce să mai zboare, că ele în momentul în care găsesc și ele ceva, puțin polenaș, ceva, atunci na, zboară mai puternic. Zbor de curățire, n-are nevoie. Ia să vedem noi. Așa, hai să mergem la un stup. Deci eu nu l-am deschis, să știți, unul de-a lui Oprea aș vrea. Claudiu Costin Oprea. Uite aici. Hai să vedem, a început el cu puietul, ce se întâmplă aici. Uite asta. Ia să vedem. Ce stai de-a lui Oprea? Vecină de la Oprea, adică. Hai să vedem ce găsim aici. Cred că am fixat bine. Așa. Deci el n-a mai fost deschis de când l-am restrâns eu aici. Cum n-am făcut, să vedem dacă e cu minte. Ia. Ia fragma. O dăm într-o parte. 2, 4, 5. Deci prima rană. Hai să vedem și mâncare, dacă mai e. Uitați-vă cum stau ele aici. Pămâșele lor. Coroniță de miere, mai este până aici. Nu știu dacă o să se vadă în filmare. Miere căpăcită, bineînțeles. Acum logică, n-are cum să fie puiet pe ultima ramă. Dar aici se observă. Deci asta se numește o ramă de albina, așa. Cum arată aici. Hai să vedem mai departe. Deci gândiți-vă că azi noaptea au stat în ghie. Uite, avem și Regina aici. Ce neagră e. Oho, stați cu minți că nu vă iau Regina. Mâncărică, cred că se vede acolo, nu știu dacă se vede. Și vreau să mă înțeleg dacă au luat aici. Eu nu văd că au luat. Nu o să vedem. Deci eu nu le-am dat nimic, până acum nu le-am dat turtă, nimic. Uite, Oprea, dacă te uiți, asta e o regină care scrie numărul 1 pe aia. Ah, cu telefonul ăsta. Lasă-mă, că nu răspund. Deci, uite, coronița de miere mare până aici. Deci nu moare de foame, da? Lăsăm așa. Ah, dacă tot l-am deschis, hai să vedem. Deci n-am găsit ouă acolo. Asta ar fi rama din centru. Ia să ne uităm aici. Nu e ouă. Nu este. Deci observați, asta o numesc eu o ramă de albină. Ia să uit dacă se vede aici. Uite. Plină toată, da? Albina îndesată pe ea. Asta o numește o ramă de albină. Nu jumătăți de ramă sau... Bun, coroniță de miere mai are până aici. Căpăcită e bine. Ia să-i pune turtă. Dacă el are mâncare, cu puietul nu vreau să înceapă de acum. Îl mai las puțin. Lasă-l să o ia ușură el așa. Uite, și ăsta mai are miere. Căpăcită până aici. Așa. Albinuța se vede că e plină rama. Și asta e a patra rama. Ia uitați-vă aici. Se vede că e plină de albină? Uite, și ultima ramă, da? Poftim.
Deci cam așa, dacă sunt 5 rame, păi să fie 5 pline cu albine. Și atunci ele se vor dezvolta bine. Așa. Îl închidem la loc. Nu mai deschid alt stup, că nu are rost. Chiar dacă vor fi câțiva care au început cu ouatul, e foarte bine că a început. Uite așa. Îi mai lăsăm așa un timp. Să vedem timpul ăsta ce se întâmplă cu el. Vine frigul, vine căldura. E timp să-i dezvolt, am timp destul. Un cărică mai este. Am deschis și un stup, că zi-mă, dacă tot e cald. Hai să văd și unul ce se întâmplă. Zi, mamă, vrei turtă? Hai că am vrea. Dar nu vreau să-ți dau, nu. Hai te lasă, te odihnești acolo. Se anunță săptămâna care vine destul de frig. Așa că le mai las. Cam asta fac eu, cu care vrea să le dea turte, liber să le dea. Poate că face bine, poate că nu. Eu deocamdată le las așa. Bun, hai să vă și arăt că e familie de la Oprea. Familia, da? Uite, Oprea 2021. Regina, vreau să zic. A, uite, are și chestia asta aici. Uite Oprea. Dacă te uiți, e de la tine asta. Care vrea telefonul lui Oprea, uite, îl poate lua de aici. Îl mărim așa. Ia. Da? Cred că ăsta a mai rămas singurul de la Oprea afară, că restul i-am urcat pe camion. Da. Uite aici, zice Regina de la mine, Costin, Claudiu. Asta e de salvare. Asta e făcută de mine, asta e făcută de mine toată. Da, deci de la Oprea de cât ăla a rămas, dar posibil să-l urc pe camion. Sigur găsesc eu acolo unul mai slăbuț. Și o să-l urc pe camion și pe. Bun, cam atât. Uite, că acum deja se lasă mai răcoare. Gata, s-a împuținat zborul ăsta. Uite, mai vă salt un capac pe aici. Ia să vă salt eu, mă, cu ce zice Costin, le-a pus turte, ne minte. Nu, tata, hai să vă arăt. Ia. Dar ce să fac acum? Să-i deschid pe toți? Cum să procedez? Deci nu le-am pus nimic. Ați văzut că mâncare mai am. Deci după mine le ajunge până la 1 februarie lejer mâncarea care este. Uite, așa sunt. Așa a stat cu cârpa asta de când i-am restrâns. Nu știu dacă am pus eu filmarea, unul singur l-am restrâns. Nu mai știu, e pe aici pe unde. A, ăsta, ăsta da și de lângă. L-am strâns pe 3 rame, s-a mai depopulat și l-am lăsat în 3 rame. Așa se vede acolo, uite, 2, 4, 5. Ăștia sunt 5 rame, dar alea 5 rame sunt pline. Albin. După cum ați văzut. Păi cam asta e la mine. Secrete nu am. Albinele zboară frumos. Pe camion. Hai să mai lași pe camion puțin. Ia să vedem. Le-a pus Costin turtă? Hai să vedem. Hai să-l urmărim, să vedem ce face ea. Iam, avem turte puse. Hai să vedem, tata, ce e aici. Ia. Ia să vedem. Unde e turta? Eu te văd că nu e. Ia uite, bă, că nu e turta. Ia, hai să mergem repede așa. Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite, ia uite. Unde e turta, tata? Nu e turta. Uite turta! Deci o să le pun în curând.
Eu mai am răbdare. O să le pun în curând. Uite. Ei s-au ridicat așa frumos deasupra. O să le punem în curând. Uite, borcanele sunt pe aici. Da. Așteaptă, dacă ce e mare lucru. L-am luat așa și l-am pus aici, și l-am întors așa. Da, cam atât. Uite, nu știu dacă am arătat chestia asta. Am scos la un stup o ramă. Uite. O ramă mai din centru am scos-o. Că mi s-a părut mie albină mai puțin, mi s-a părut, adică așa era, albină mai puțină pe aia și am scos-o de la un stup de afară. Și din 4 rame l-am lăsat în 3 rame. Acum e singurul ăla, deci el a rămas singur în 3 rame. Mai am câțiva în 4, majoritatea sunt în 5 rame. Iar, să zic, jumate din ei, poate în 6 rame. Gata, eu le-am săltat și chestiile astea așa. O să le las în jos, dar nu acum, că am ocazie când închid să strivez vreo albină care iese fuga. Le închid după ce termină ele zborul. Acum deja suntem după amiază, ora 3 după amiază, o să simt eu că deja s-a răcorit, ele o să retragă. Le închid toate gratile alea de șoareci. Și cam atât, că urmează vreo săptămână mai friguț. Cam atât, sănătate și numai bine.